Nemulțumit că aluziile sale pentru o remaniere rapidă sunt ignorate de premierul Nicolae Ciucă, liderul PSD Marcel Ciolacu a lăsat diplomația deoparte. Dacă eram premier eu, Marcel Ciolacu și PSD-ul, cred că colegii mei deja îmi săreau în cap să fac anumite remaniere. Ca la șac, mută albele primul. Trebuie să mute. Nu s-a rupt, eu nu rup coaliții. Nu este o catastrofă. O remaniere, un lucru normal în orice democrație. Nu încerca să căutăm nume, câți miniștri. Liberalii susțin însă că altele sunt prioritățile actualei guvernări și că socialdemocrația ar trebui să nu o ia pe urmele USR. Uneori, mi se pare că liderii PSD, inclusiv domnul Ciolacu, se comportă la putere de parcă ar fi în opoziție. Eu am mai văzut astfel de comportamente în cazul USR. Trebuie să înțeleagă că guvernează România alături de PNL. Am încredere deplină în analiza premierului. Sunt convins că dacă dorește sau dacă consideră că unul dintre miniștri sau miniștrii nu-și fac treaba, va veni și va anunța asta în cadrul ședințelor de coaliție. Marcel Ciolacu nu ar fi renunțat la ideea remanierii actualului ministru al apărării Vasile Dâncu, susțin surse din coaliție. Doar că și-ar dori o remaniere mai extinsă, la nivelul tuturor celor trei partide de coaliție, pentru a preveni efectele unui scandal intern în partid. Este o dovadă nu numai de concurență neloială în interiorul coaliției, dar și de lipsă de fair play față de prim-ministru. Domnul Ciolacu a ținut în urmă cu vreo două săptămâni împreună cu domnul Dâncu, că nu este remaniabil, ceea ce mi-a sugerat că există o obsesie Dâncu. Asta înseamnă că președintele PSD se gândește foarte serios la candidatura la prezidențială în 2024 și vrea să elimine orice concurent. Potrivit mai multor surse din interiorul PSD, Ciolacu este decis să ducă la bun sfârșit remanierea lui Dâncu, cu sau fără suportul PNL și al premierului Ciucă, fiind de așteptat să încerce să forțeze o decizie în coaliție până la finele acestei luni.